Daniel Onoriu, scandal uriaș la un eveniment. Acum pilotul își cere scuze în mod public după gestul revoltător pe care l-a făcut, care a fost controversa și ce anume i-a făcut pe fani. Să-l pună la zid, aflăm de la colega mea, Violeta Miron, care se află chiar acum alături de Daniel. Violeta, bun găsit, ce s-a întâmplat mai exact? Bun găsit, Ramona. Știi că se mai întâmplă ca omul să spună multe lucruri la nervi și apoi să le regrete. Așa este, Daniel Onoriu este alături de mine. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, vă mulțumesc că m-ați invitat și aș vrea să lămuresc, să clarific ce s-a întâmplat în weekendul trecut la un eveniment de tuning în câmpul lui Mușcel. Eu, după cum știți, am stat 55 de zile în comă, 104 zile la terapie intensivă și sunt extrem de slab. Am fost la un neurolog care el trebuia să-mi dea acordul să particip la raliu. La acel eveniment, da. Nu, la raliu. Și nu mi l-a dat pentru că sunt extrem de slăbit. Mi-a dat și niște pastile și vă dați seama, sunt extrem de stresat și muncesc toată ziua, mă trezesc de la 4 dimineața, mă ia somnul la 1 și muncesc 20 de ore, 20 ceva de ore pe zi. La sfârșitul evenimentului, organizatorul, de fapt, a trimis un copil să-mi dea o diplomă și am considerat că nu merit doar o diplomă, așa cum le-au acordat o diplomă de participare, Nu? Aș fi meritat și eu un simplu mulțumesc. L-am jignit, mi-am cerut scuze public pe canalul meu de Facebook, pe YouTube, pe TikTok și Instagram și chiar îmi pare rău. Ceea ce am făcut nu se face, dar și datorită stresului am zis și am zis. Îmi cer iertare organizatorile, îți promit că unul o să facă tot ce trebuie, o să revin cu mare drag în câmpul Mușel, acolo unde am câștigat a doua mea etapă din carieră de raliu, când eram doar un începător. Diploma ai rupt-o, am înțeles, nu? Am rupt-o, da. Chiar în fața lor. Chiar în fața lor. A fost un moment de nervi. Un moment de ai reacționat nepotrivit, ca să spunem așa, nu? Și imediat am șters acel post după vreo 20 minute, dar l-a preluat o altă persoană și oamenii sunt foarte supărați. Fraților, sunt Daniel Onoriu, sunt un om, acum sunt bolnav. Iertați-mă, am greșit, ce să mai zic? Ce fel de mesaje ai primit după ce ai reacționat în felul acela? Te-au judecat oamenii? M-au judecat oamenii, da. Ce să zic? Care a fost cel mai dureros mesaj pentru tine? Nu mi-aduc tine? Aminte, pentru că au fost vreo 10, 15, 20 de mesaje, nu știu exact. Ți-ai cerut scuze. Ți s-a părut, uite, și ție că poate oamenii care te-au judecat după acel moment, poate au greșit și ei la rândul lor, că s-au grăbit și ei la fel ca și tine, să scrie câteva cuvinte nepotrivite? Hai să nu dăm vina pe ei. Eu dau vina doar pe mine că am greșit și mi-am cerut scuze. Săptămâna viitoare am etapă în Campionatul Național de Coastă. Pregătim mașina la Daup Motorsport. Le mulțumesc că sunt super profi. Da, și abia aștept să ajung, să ajung la curse și să încep pas cu pas să-mi revin la forma maximă pe care am avut-o în trecut. Cum ești acum cu recuperarea? Spuneai că te-ai apucat și de sală. Da, merg la sală. Acolo e și o piscină foarte frumoasă. Fac și kinoterapie și ușor, ușor, pas cu pas îmi revin. Dar te simți mai puternic de la o zi la alta? Da. Dumnezeu mi-a dat viață, să știi, și m-a binecuvântat, mi-a dat parteneri pe care îi promovez la curse și unde vin zeci de mii și de oameni. Și ai și pe soția ta alături, care te-a sprijinit da, tot timpul Isabela, și care este în continuu alături deci de tine. Deci crede-mă că nu mai stătea în casă, pentru că mă vedea pe mine acolo, știi? Se muta la mama, iar ziua stătea non-stop în mașină sau când avea acceptul medicilor, intra la mine să-mi vadă cum stăteam la terapie intensivă. Uite, să zic o fază tare pe care ea mi-a povestit-o, eu nu mai mi-aduc aminte. Da. Avea mască, știi, cu corona. Da. Și i-am zis, Doamne, ce om bun ești, ce frumoasă ești. Și am cerut-o de nevastă. Și mi-a zis, păi sunt nevasta ta. Și iar eu am început să plâng. I-a zis, te rog să mă ierti, dar nu mai ține aminte. Vă dați seama, doamnă, atâtea 55 de zile în comă, ce înseamnă și luni întregi la spital. Noi ne bucurăm că ești din ce în ce mai bine și că ești alături de noi. Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru astăzi și sperăm să primim vești din ce în ce mai bune de la tine. Doamne ajută! Mulțumim!